doamnelor și domnilor, iată că a început campania electorală și la fiecare localitate cetățenii vor să știe ce a făcut edilul lor în timpul mandatului. Și aici mă refer la proiecte și multe, multe alte lucruri. L-am alături de mine, bineînțeles la invitația dumnealui, pentru că am venit aici la Scorțeni, pe domnul primar Gheorghiță Cătălin Anton. Domnule primar, bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație. Bine ați venit la noi. Eu știu că dumneavoastră întotdeauna ați fost un om deschis, un om sincer. Ați vrut ca cetățenii să știe în fiecare zi ce faceți și să începem mai întâi cu orele de audiență, pentru că îmi povesteați dumneavoastră că nu sunteți acel gen de primar care are un program de audiențe. În primul rând vă salut, dragi cetățeni, și ca să-i răspund doamnei, a face parte din comunitate și a respecta omul este să fii tot timpul lângă el și să-i asculți toate doleanțele și să nu stea la uși închise. Să-l primești, să-l ajuți, dacă nu poți să-l ajuți, îl direcționezi în altă parte. Nu este program de audiență, sub nicio formă, orice cetățean care intră în birou, chiar dacă am câte trei, fac în așa fel ca să-i rezolv la momentul oportun. Eu știu că cetățenii vă apreciază și faptul că sunteți atât de comunicativ cu ei, cred eu că este unul dintre cele mai importante lucruri. Acum, pentru că tot discutam despre campania electorală și ce să zicem, că s-au devansat alegerile și timpul este foarte scurt, aveți mult de treabă, să începem și să le spunem cetățenilor, pentru că ei știu, o parte dintre ei, poate o parte sunt în străinătate sau vin mai rar acasă. Să începem cu începutul. Când ați candidat dumneavoastră și sigur că aveți un program, da? Și cu ce proiecte ați început? Programul este foarte simplu. Știu toate doleanțele cetățenilor din comună, pentru că am plecat de jos. Da. Și știu cam cu ce să mănâncă treaba în comuna asta și fiecare ce vrea să facă și de ce are nevoie. În primul rând, eu iubesc foarte mult copiii. Toți copiii. Și prima chestie care am făcut-o în comunitatea asta a fost să investesc în copii. În perioada de pandemie, cred că am fost primul din județ care am adus tablete la școală, din bugetul local. Așa este, dacă mă aduc eu aminte. Da. Ca să beneficieze de sprijinul ăsta, ne putem să fie, să comunice, să fie în sistemul școlar, să fie fizic la școală, da. Am construit o grădiniță nouă. Am terminat-o de câteva luni. De-abia am încheiat acum documentele cu porul. Urmează să dăm drumul cât de repede. Avem în față aici la de construit un pic niște scări ce au rămas ca să poate fi funcțională cu parcare, chiar în fața primăriei este această grădiniță. Am dotat-o cu tot ce este nevoie, tot prin programul POR. În spatele grădiniței, chiar ieri am fost la Consiliul Județean, am semnat un parteneriat de 125.000 de euro pentru bibliotecă virtuală, cu reabilitarea clădirii vechi și dotarea cu aparatură pentru toți copiii care vor să studieze și să informeze despre cărți, despre istorie, despre geografie, deci totul ce le poate furniza lor o informație benefică pentru dezvoltarea lor pozitivă. Așa este, acum totul se digitalizează și trebuie să ținem pasul. Vă spun că în spatele școlii gimnaziale Scorțeni am finalizat acum vreo 6 ani de zile baza sportivă, multifuncțională, cu gazon artificial, cu nocturnă. Acolo îmi pare un pic rău pentru că nu se respectă regulile de către anumiți cetățeni și o utilizează, mai găsim și mizerie aici, vreau să punctez un pic că trebuie să fim și civilizați. Așa este. Ce construim trebuie să avem grijă, pentru că toate investițiile costă și
o comună mică cum e Scoțeniu, dacă am putut să facem ceva, trebuie să respectăm un pic și să nu ne bate joc de lucrurile astea. Așa este, plus că dacă toți suntem aici să discutăm cât de mult durează, de fapt, până când un proiect este finalizat. Cetățenii trebuie să știe acest lucru, pentru că nu se face peste noapte. Să vă dau un exemplu. De ce m-am lovit și eu sunt bătăios și nu mă las, îl duc la capăt. Că nu este pentru mine, este pentru toți cetățenii. Cea mai mare problemă în comuna Scoțeni care o avem în afară de drumuri, o să ajungem și acolo, este problema apei. Din lipsa apei și din sol, din pânza freatică, izvoare, deci nu mai este apă. Pe timp de secetă, chiar oamenii luau pentru animale apă din râul Tazlău și ăla era aproape secat. Am demarat în 2020 un proiect de apă care am și autorizația de construcție, este depus la București de 2 ani de zile. Deci am muncit 4 ani de zile la acest proiect, o investiție majoră de 28 de km de aducțiune de apă din magistrala Bacăului. Avem avize, avem tot. Cu sistem de tratare, cu investiții mari. Investiția, să zic așa, prin finanțare de la guvern, prin Ministerul Dezvoltării, se ridică în jur la 20 de milioane de lei plus taxa pe valoare adăugată, care știți cum este. Da. Stăm într-o semnătură, dacă ne ajută Dumnezeu, o facem, pentru că asta este prioritate. Pentru că am demarat 3 proiecte de asfalt, vă spun ca să știți și cetățenii despre ce vorba. 3 proiecte de asfalt, unul e pe lucrări de urgență din 2019, de 11 km jumate pentru satele Floresc, Corțeni, Grigoreni, Șerpeni, pe anumite uliți care au fost stricate și atunci o trebuie să-l depunem. Așteptăm să ne apucăm de treabă, că am avut autorizația de construcție, o expirat, pentru că eu am semnat cu mâna mea proprie la București că nu ne dă voie legea până nu facem implementarea apei să facem infrastructură rutieră. Mai avem un proiect depus pentru o diferență de drumuri comunale pe AFIR. Și mai am o diferență care este, știi foarte bine toată lumea, Anghelul Salini. Sunt realizabile, dar trebuie să ne apucăm de apă, să băgăm apa pentru oameni, că nu au apă oamenii ăștia. Nici eu nu am, că eu stau la nivelul, deci la Florești, la nivelul pânzii freatice, dacă scot mai multă apă, să vă spun, 200 de litri cu hidroforul, rămân fără apă. E o problemă majoră. Am fost la minister, am fost la toate instituțiile statului posibile, cred că de 3 ori pe lună am făcut București, că nu mai bine ca pe Bacău. Nu suntem numai noi singura comună care avem problema asta. Suntem pe lista de priorități acolo. Au fost blocate toate fondurile în luna lui decembrie pe ordonanța 95. Da. Dar acum sper să se deblocheze. Puteți să le apucăm de treabă. Puteți oamenilor despre această ordonanță, ce a însemnat ea, pentru că trebuia să fie, deci să nu se depășească cheltuielile pe plan, la nivel local, față de bugetul anterior, anului anterior, și Guvernul României a făcut economii. La fel s-a aplicat de la macro la micro. Exact. Și din lipsă de fonduri nu ne-am putut apuca de treabă. Dar eu sunt optimist, mă zbat, trebuie să rezolvi treaba asta, pentru că asta mă doare cel mai tare. Așa este. Apa, dacă apa care este sursa vieții nu ajunge în comuna Scoțeni, mă dau peste cap de 10 ori, nu mă trebuie să ajung din informațiile mele, dacă săptămâna asta se deschide pe AFM, pe Agenția de Fond de Mediu, se deschide linii de finanțare pentru apă și canalizare. Nu mi-e în stânga, mi-e în dreapta. Tot implementez acest proiect pentru oamenii comuni. Am muncit 4 ani de zile. Deci am și autorizația de construcții. Am, cum să vă zic, am prins branșamentele, pentru că o instalație trebuie să fie funcțională
Nu numai să aibă oamenii conducta prin fața poții. Am 1080 de branșamente gratis, prinse în proiect. Deci omul își va plăti doar partea lui ce face în casă. Exact. E o chestie, cred că e minune, dacă... Ce să se va întâmpla cu răbdare. Răbdare, asta trebuie, asta m-ați întrebat dumneavoastră. Deci cumva nu se bate din plan ca să ajungi acolo. Așa un proiect trebuie să fie eligibil și să fie și susținut financiar. Da, și multă și muncă. Și multă muncă, da, vizile vă spun. Deci și trebuie să spunem că nu doar primarul lucrează la aceste proiecte, nu, avem împreună cu aparatul, am aparatul de specialitate. Oamenii muncesc împreună, muncesc zile întregi. Nu, am oameni foarte inteligenți și implicați în treaba asta aici, pentru că eu nu pot să le fac pe toate. Și sunt omul care cer sfaturi. Nu fac cum mă duce capul pe mine. Da, da, da. Pentru că n-ai cum să le știi pe toate. Corect, așa este. Că, Doamne ajută, mulți se dau deștepți, dar trebuie să fim și înțelepți. Trebuie să fie o echipă. Da. Așa este, se lucrează în echipă. Dacă tot m-ați întrebat de proiecte terminate, da. Da. În fine, am un pic de emoții, dar le... așa. Trecem peste ele. Deci vă spun la ce este finalizat. Deci grădinița, v-am spus că e terminată. Sistem de iluminat public. Inteligent. 400 de lămpi montate anul trecut. Se poate juca șah pe drum noaptea. Da? Fonduri europene obținute. Să revenim la ce s-a finalizat în timpul mandatelor mele, două. S-a construit un pod peste pârâul Boului, în zona Scorțeni, în vale. Prin PNDL-2. Este foarte util acest pod, pentru că era o zonă care se bloca tot timpul, era un pod rudimentar la inundații și deversa în stânga și în dreapta și inunda oamenii. S-a construit un pod compatibil cu nivelul maxim la o inundație. Da, da, da. Și toată lumea, eu cred că din zona este foarte mulțumită, e o investiție, zic, benefică pentru comunitate. Am construit 3 parcuri în comuna Scorțeni. Un parc s-a construit pe o fundație care se numește Terre des Hommes, chiar în parcul central la Scorțeni. Alte 2 parcuri, la grădinița în spatele grădiniței noi de la Scorțeni și încă unul la Grigoreni, pentru copii. Parcul de la Scorțeni este mai modern, să spun așa, îi dă mai multe variante copiilor de distracție, să spunem cumva. V-am spus că eu totuși prioritar pentru mine sunt copiii. Da, da, da. De asta și orice se pliază pe copii și pot să aduc surse de bani și când se oferă o sursă de finanțare, așa, pentru copii. Da. Cu câțiva ani am avut, deci de un an de zile, cred că nu am mai avut cursuri de canto și de dansuri la comuna Scorțeni. Vă spun că anterior au fost pe 4 ani de zile, copiii au fost foarte bucuroși. Sunt scrisese mulți copii la aceste cursuri. Cursurile au fost plătite din bugetul local. Foarte frumos. Acum urmează să vedem, că nici n-am mai avut, a fost perioada de pandemie. Începem să ne revenim și cu financiar, dacă putem. Și dacă mai sunt doritori, o să facem în continuare aceeași chestie pentru copii. Pentru că aveți copii talentați în comună. Avem, așa Doamne este. Doamne ajută și copii buni. Da, da, foarte bun. Ultima chestie, chestia este de luni. Masa sănătoasă pentru copii. Am demarat-o în comuna Scorțeni. Deci copiii de luni încep să primească masă sănătoasă, pentru că nu am spațiu pentru o masă caldă. Da. Să pot să fac ca un tip cantină, atunci, de acord cu, și cu cadrele didactice și cu doamna directoare și cu anumiți părinți care fac parte din Consiliul de Administrație, am optat pentru
o masă sănătoasă. Când ne-a dat Dumnezeu norocul să putem să avem o sală, da. Sper că ar fi mai util că să mănânce copiii o ciorbitru. Așa fie... este, da. Da. Dar, în momentan, e bine că am început așa. Am achiziționat buldoescavator Caterpillar. Am achiziționat mașină de transport copii, microbuz, nou. Da. Am achiziționat sărăriță, lamă de dezăpezire. Am achiziționat un tractor anul ăsta prin GAL, prin fonduri de la GAL, tot prin fonduri europene, cu remorcă, cu sărăriță și cu lamă de dezăpezire, ca să am două utilaje, că nu știi cum e iarna, trebuie să acționez în timp și să fluidizez traficul, că fiecare pleacă la mână. Și aici trebuie să le spunem cetățenilor faptul că dacă ați fi închiriat, costurile ar fi fost foarte mari, exagerat de mari. Am avut și momente în care am închiriat. Exact. Și cam o sucă la buzunar. Și atunci varianta cea mai bună. Ce vreau să vă zic eu, dumneavoastră, e o chestie care e bine să o audă și cetățenii. Din taxe și impozite locale ale comunei Scorțeni, nu ar funcționa decât doar doi angajați. Estimat sunt 800 de mii de lei de încasat, adică 8 miliarde vechi, din care se încasează 6 miliarde și ceva. Deci nu ai cum să funcționezi cu banii ăștia. Bugetul comunii Scorțeni, ca să poată să acopere area, și vă spun, iluminat, pompă de apă, care tot pe bază de curent funcționează, servicii, salarii, persoane cu dizabilități, îngrijitori la persoane cu dizabilități. Da. Deci bugetul se ridică în jur de 45 de miliarde, vechi 50 de miliarde. Banii, diferența de la banii ăștia ne asigură. Vin cotii de falcate din TVA și bani de la cât ne asigură Consiliul Județean. Orice proiect care îl susțin, ca să poți să depui, că asta e bine de înțeles, costă. Da. Ca să ajungi la sursa de finanțare, deci nu totul este eligibil. Așa este. Ca să ajungi la sursa de finanțare, trebuie să ai sursa ta de bani ca să poți să depui. Pentru că, vă dau un exemplu, pentru iluminatul public și pentru drumuri, că avem conexiuni cu drumul național. Și trebuie să obțin un aviz de la CNAIR, de la Compania Națională Autostrăzi și Infrastructură Rutieră. M-a costat, mă raportez pe mine că sunt primar, ne-a costat pe toți în jur de 30.000 de lei, deci de la stat la stat, adică de la primărie, deci nu societăți particulare. Corect, vorbim, banul pleacă vine pe o parte, se duce în altă parte. Mie mi s-a părut corect cumva ca între instituții statului să nu existe așa ceva. Da. Dar din păcate legea e legea. Așa este. Dar ca să ajungi acolo, cheltui niște bani și de multe ori, cum am făcut cu proiectul de gaze, am terminat proiectul de gaze în 2020, în parteneriat cu Comuna Măgireș și Ardeoani, s-au cheltuit o sumă frumoasă de bani. Da. Nu mai știu eu exact cât, și nu s-a finanțat de către guvern nici prin PNRR. E posibil, din ce am înțeles, să se deblocheze cumva, pentru că am fost pensat și eu și o echipă de oameni, de-am zis semnături la fiecare om. Da. Și cumva chiar mă simt rușinat de multe ori când vorbești că ești sigur pe guvern, guvernele vin, pleacă, se schimbă, și fiecare vine cu altă idee. Și atunci numai, adică dacă tot s-a investit, fiecare o drămălui banul așa din comună este, pentru... Așa este, foarte greu. Da. Au schimbat măsurile și... Uneori trebuie să o iei de la capăt sau alte... Dar trebuie avizile expire, vă dau un exemplu. Deci numai cărțile funciare. În 30 de zile trebuie să le renoiești. Acum chipurile nu-i costisitor acolo, deci dar restul avizilor trebuie
ori să ți le reconfirmi, da, ori, depinde că nu toate sunt la fel, ori trebuie să plătești din nou. Ca să poți să implementezi. Cam cu asta ne batem noi. Și dar aici nu e vina dumneavoastră. Nu este vina. Asta trebuie dar să nici numai mea, toți primarii se plâng de treaba exact, asta. Exact, da, da. Adică oamenii nu trebuie să dea vina pe primar absolut pentru orice de se întâmplă să rău că eu îi înțeleg. Da. Deci da. Nici eu, dacă n-aș fi fost aici, poate și eu aș fi comentat. Exact, pentru că știți cum e. Neinformat da. Sau intenționat informat de altcineva, omul te mai și judecă. Dar din greșel învățăm. Nu trebuie să și eu mergem mai departe. Dăm înainte pentru că dacă nu-și asumă nimeni să facă ceva pentru comunitate, nici n-ai cum să o dezvolți. Exact, da. E nu ai cum. Deci și eu am familie, am părinți, am copii, știu cu ce mă, de ce mă lovesc și cine ar trebui nou la toți. Nu o fac pentru politic, o fac pentru oameni. Pentru că și dumneavoastră locuiți aici. Locuiesc aici, eu n-am fost plecat niciodată din țară. Da. Da? Deci eu am muncit, am plecat de jos. Dar trebuie cumva ca să, dacă pot și mi-am asumat, da, mă dau peste cap și trebuie să rezolv întreaba. Mai ușor, mai greu, dar până la urmă trebuie să ne iese cum vrem. Și să, va ieși, cu siguranță eu zic 100% că iese, dar cu răbdare că... Da. Am și spus mai înainte, din sursa aia de bani care o încasează primăria de la cetățeni, din taxe și impozite, n-ai cum să supraviețuiești. Da, așa este. Dar am adus resurse de peste tot. M-am dus la Consiliul Județean, m-am dus... Deci, ca, ce s-o realiza? S-o realiza cumva nu numai prin implicarea asta înseamnă și muncă implicarea, și implicare. Implicare. Și implicarea da? E bază. Exact, fără implicare. Și bunul simț. Da. Așa să promitim... I-aș întreba, facem... adică da, nu dau nume și da, Doamne ferește, că nu-s genul, eu nu fac campanii murdare sau da, anticampanii cuiva. Da. Să-i întreb de unde are sursele de bani. Că și eu aceleași surse mă zbat corect, de, da, la același, de la aceeași zonă. Da. De unii să aduc să sustrag banul pământat. Știți cum și în campanie, de fapt, e oarecum cam fotbal. Toți ne pricepem la fotbal. Da, da, da. Dar dacă am intrat pe teren... Dar mulți cam fautează. Și fautează, da. Fautează, da, deci ești exact. Da. Din păcate nu-ți poate da cartona roșu. Da. Tot cetățeanul de cartona roșu. Da, da. Și să continuăm cu ce v-am mai spus. Proiectele, așa. Da. Am finalizat lucrările începute de fostul primar, domnul Ambăruș, la Căminul Cultural Grigoreni, la Baza Sportivă Scorțeni și am pingal, am obținut fonduri de le-am dotat. Deci școala de la Căminul de la Florești îl închiriază cetățenii pentru anumite evenimente categorii de evenimente, da, se plătește o anumită taxă la primărie, au fost doritori și din Scorțeni care au avut nevoie, deci este funcționabil. Am făcut un puț de apă acolo, pentru că nu era apă, furat. Da, da. Așa. Din păcate, asta vară, pe timp de secetă, nu era apă și o trebuie să aducem apă din un cup ca să poată să aibă oamenii. Ce să vă zic? Eu zic că în 8 ani de zile și recunosc că trebuia să fie mai mult. Dar și dar eu... Sunt deja da, destul de multe. Sunt, dar da, eu aș vrea mai mult. Și cuțitul gratuit am adus la primărie, că nu aveam cu ce să circule aparatul de specialitate, o Dacia Duster și o Dacia Logan, de la Senatul României și de la Direcția Drumul Județenii Bacău. Am reparat în vreo 3-4 etape, dar n-am finalizat încă, școala veche de la Florești. Da. În primul an i-am schimbat acoperișul că se rupsese și grinzi din interior și ploua înăuntru, așa. În următorul an am izolat-o și am pus geamuri de termopan. În alt an următorul i-am pus tavanul cu izolații. Acum urmează să mai facem și interioarele, că vreau să-i dau o destinație cumva pentru persoanele care, în caz de Doamne ferește, de o calamitate, ceva, da, să am niște
să am o cameră cu paturi și cu dotări, cu tot ce trebuie, altă cameră pentru copii, că acolo se organizează la Florești. Preotul catolic organizează în fiecare an, vara împreună, așa se numește, dar participă toți copiii, ortodoxi, catolici, toți, foarte frumoasă, care e prin luna iulie, și le-aș da și lor să aibă un spațiu decent. Da. Zic, și am, deci în ultimii 2 ani de zile, sau 3 ani, nu mai știu, o fi 4, am și finanțat de la bugetul local ca să aibă copiii de un suc și de un sandwich. Oh, pe perioada bine, care s-a desfășurat activitatea. Pentru ei contează foarte mult. Da, adică sunt diferite categorii sociale și de multe ori mulți nu-și permit. Exact, da. Și apropo de culte, că tot vorbeam, știu că ați ajutat. Da, și la biserici, nu vreau să dau sumi, că nu, dar am fost foarte generos. Da. La Grigoreni s-a finalizat, așa cred, că și anul ăsta am alocat niște bani acolo, și la Florești și la Scorțeni, casa mortoară. Da. Am construit, s-o construit la Florești una și la Scorțeni. Știți că legea acum obligă... Așa este, da, să nu mai... Să nu mai stea decedatul în casă. Da. Adică să aibă, și toată lumea este mulțumită, vă spun, mai ales la Florești, este foarte mulțumită, este un spațiu decent, este lângă biserică, s-a achiziționat părintele și cu ajutorul oamenilor, acolo nu am o implicare, capac frigorific, am înțeles și părintele de la Scorțeni, prin donația primit și el, are un capac frigorific, Doamne ferește de eveniment, dar trebuie să fim pregătiți pentru ce. Așa este. Eu zic că, bun, s-a primit bani pentru biserica pictată de Tonița, aici, atâția ani de părinte, o renovat-o, e ok, lucrează și la biserica Merișor, care e monument istoric, adică chiar am avut grijă și de partea asta, a cultelor. Adică știu, și în limita posibilităților, că... Dacă ar fi surse de bani... Oricum și la culte, tot în timp se fac lucrurile. Și eu dacă mă duc la Consiliul Județean și solicit o sumă de bani, exact ca la târg, șer și eu 20 de lei pentru un purcel, dar îmi dă 5. E bun și mulțumită, da, exact. Dacă nu-i, nu-i. Da, așa este. Da. Dar oricum, acum mai aveți proiecte la care se lucrează, la care asta unele zic. Dintre ele deja sunt depuse. Am, în primul mandat, am montat camere de luat vederi, da. Adică pentru siguranța cetățenilor și chiar zbune. Și anul trecut am semnat la Ministerul Dezvoltării un contract prin fonduri europene, prin PNRR, pentru 2 stații de încărcare de mașini electrice și 85 camere de luat vedere. Un proiect foarte bun. Bun, valoarea ar fi vreo 23 de miliarde de vechi. Da. Bani din PNRR care trebuia să-i obțin. Și tot pentru siguranța cetățenilor. Și un pic cu stațiile de încărcare pentru... să scăpăm un pic de poluare. Vreau să mă implic și eu un pic în treaba asta ca să facem cumva, cine poate să facă chestia asta, să scăpăm un pic de... Da. Suntem la faza de autorizare și dăm drumul la treabă. Am semnat contract de finanțare pentru un centru comunitar integrat. Asta ce implică? Am făcut un parteneriat cu 3 comune ca să avem, cu încă 2 comuni afară de noi, să avem cumva pacienți. Tot la faza de autorizare sunt, va fi în curtea școlii de la Florești, pentru că sunt implicate și acolo am găsit și spațiu, că nu mai avem, din păcate nu avem spațiu nici să dezvoltăm ceva de genul ăsta. Cu Strugariu, cu Bereștiu, care vor veni și cetățenii de acolo, și cu Consiliul Județean. Acest proiect, după ce se implementează, și sper că anul ăsta să-l termin, o să fie un spital modular. Da. Așa?
cu toate dotările și dotările medicale din interior, după 6 luni de zile se predă către DSP. Deci ne preia DSP-ul. Și acolo vor veni, dacă este nevoie de un kinetoterapeut, dacă este nevoie de luat analizii, să nu mai plimbăm pe cetățeni până la Moinești, doar în cazul grave ferească Dumnezeu să ajungă la spitalul mare, da? Vor veni acolo, își vor face, o să vină doctor prin rotații, da, să da, spunem, da, da, da. Pentru toate nevoile. Iată, într-adevăr, e un proiect foarte important. Da, mai am un proiect PIPOCU. Este la evaluat la București, un proiect foarte mare și zic că ăsta e strong pentru comună, pentru că noi nu prea avem societăți comerciale care să ne asigure, ce v-am spus eu dumneavoastră, o sursă financiară la buget. Da. POCU se numește Program Operațional cu Capital Uman. Asta ce implică? Cursarea tinerilor din comună, pentru că li se dă o șansă să lucreze pe un anumit domeniu. Să se deschidă în jur de 30 de societăți comerciale. Vor primi 100.000 de euro fiecare societate să-și țină 5 angajați sau 6 pe perioadă de 3 ani de zile pe ce se pliază pe comună. Să facă o brutărie, să facă un service auto, să facă o spălătorie auto, da, să facă o firmă de defrișări. În ce se pliază pe comună, pe comuna noastră? Este, da, este la minister și așteptăm dacă ne intre anul ăsta. Am avut ședințe cu cetățenii, au fost ei și au spus doleanțele, sunt implicați că foarte bine, da, da. Și eu zic că e o chestie cumva să mai fim și noi sustenabili. Să fim sustenabili un pic și noi. Da. Și să nu ne mai plece tinerii din țară, da, că dacă se poate, așa este, să-i aducem. Da. Din păcate, sporul demografic la noi este jalnic. Deci, poate că dacă de rămân când, aici, tinerii... Vă spun că din 2012, când chiar țin evidența, adică când am intrat viceprimar și până acum în anul ăsta, în jur de cel puțin 50 decese pe an și cel mult 6 nașteri pe an. Da, într-adevăr eu. Deci satul este îmbătrânit, am avut cetățenii, sursa lor de trai care au fost în comună, au fost, cel mai mulți au lucrat la petrol, pensionari, printre care și eu am lucrat și tata, adică eu sunt mai tânăr, dar vă spun persoanele în vârstă. Și aveau totuși o pensie. O pensie bună, da, da. Din păcate, acum sunt puțini. Că timpul trece și... Na, Doamne, eu Doamne, cred că treabă. Tinerii... Da. Vor reveni și păi, cei dar trebuie să le dăm și șansa. Așa este și condiții să le condiții, creăm. Pentru că vă spun, cine nu ar vrea? Adică eu nu aș vrea să fie mai cu două etape mai sus comunitatea așa, asta? Da, corect. Ca să pot cumva să stau mai demn în fața omului, să stau drept și să spun, de multe ori stau așa, că i-am promis ceva, dar... Dumneavoastră sunteți de un om de cuvânt, da. Așa aia, și mă deranjează pe mine de personal. De eu mă deranjez pe mine, de multe ori îmi fac autocritică pe chestia asta, că eu sunt optimist și transmit chestia asta. Și de multe ori iese invers. Repede, da. 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 Iese invers. Eu zic că dacă dă Dumnezeu, suntem pe calea cea dreaptă. Eu nu depind de funcția asta, să nu... Așa, dar chiar mă zbat pentru comunitate. Iese, nu-i nicio problemă pentru mine, dar pentru om, pentru că eu când mi-am dat cuvântul, eu trebuie să mă țin de cuvânt. Corect. Și comunitatea ar pierde dacă dumneavoastră nu ați duce mai departe. Doamne, nu sunt din neschimbat. Nu sunt de o vedetă. Nu sunt din neschimbat. Dar... Problema este că trebuie să te implici și să știi și unii să acționezi. Dacă nu știi legea și nu o respecti, ai căzut un latăr la cealaltă, doamnă. Dumneavoastră deja știți cursul proiectelor. Se pare că ați depus multe proiecte. Deci cetățenii trebuie să aștepte... Nu mult, zic. Mult. Pentru că
cel mai dureros și cel mai dureros, v-am spus mai înainte, este apa. Dacă am rezolvat cu apa, mi se deblochează celelalte, pentru că da. V-am spus că dacă se făcea un metru de asfalt, 5 ani de zile nu puteai să bagi apă. Așa. Este lege da. Și este penală. Cine o încalcă, e problema lui. Eu nu încalc legea. Băgăm apa prima oară la oameni și mergem în spate cu celelalte. Cât de urgent. V-am spus că eu am semnat contracte de finanțare. Da. Problema este să le luăm etapizat. În rest, le-am mai făcut la copilași ăștia, care copilași, la băieți mai mari. Le-am alocat o sumă de bani și s-au făcut prin voluntariat un teren de sport la Grigoreni și unul la Florești. Acum am primit au primit o sponsorizare prin implicarea mea, băieții, și s-au achiziționat niște două pentru Florești. Da. Tricouri, că sunt colaborare cu scoțeni, că au echipă cu toți cu băieții de la scoțeni, uh-huh. Mingi și să facă sport, că toată lumea stă pe calculator. Și eu mai stau și fiecare și mai trebuie să facem și mișcare, că mișcarea fizică face bine. Dezvoltă și mensana, în corpul sana. Așa este. În rest, dragi prieteni, dragi cetățeni, dacă credeți că sunt compatibil, aveți încredere în mine, sunt același om respectos. Cine a venit la mine, nu le-am întors spatele niciodată, să vină să-mi spună cineva că nu am vrut să-i ajut sau nu i-am ajutat. Dacă aveți încredere, mă susțineți-mă. Dacă nu, opțiunea și buletinul de vot îl ștampilați dumneavoastră, nu eu. Vă respect și vă iubesc.